Creștinii ortodoxi vor prăznui mâine Buna Vestire, una dintre cele mai vechi sărbători închinate Maicii Domnului. Ziua amintește de momentul în care Arhanghelul Gavril i-a vestit Sfintei Fecioare Maria că îl va naște pe Iisus Hristos, izbăvitorul lumii. În viața de credință, de lumină și de har a Bisericii Drămăritoare, sărbătoarea Bunei Vestiri sau Blagoveștenia, cum se numea ea în vechime, ocupă un loc însemnat. Este una din cele patru mari sărbători închinate de Biserica Creștină, Preacuratei Fecioare Maria, și este un eveniment care ne aduce aminte de vestea cea bună pe care Fecioara Maria a primit-o de la Arhanghelul Gavril. Este o sărbătoare străveche încă din secolul al IV-lea, deși a fost generalizată în întreaga biserică în secolul al VII-lea. Știm din Sfânta Evanghelie, din capitolul 1 de la Evanghelistul Luca, ceea ce s-a petrecut acum aproape 2000 de ani în cetatea Sfânta Nazaretului din Galileea, când Arhanghelul Gavril a venit în casa Fecioarei Maria și a salutat-o cu cuvintele: Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Sărbătoarea Bunei Vestiri ne aduce aminte și de smerenia cu care Maica Domnului s-a supus voii dumnezeiești. Cu adevărat, Fecioara Maria este noua Evă, pentru că dacă prin Eva cea veche a venit în lume blestemul, Fecioara Maria a adus binecuvântare. Dacă Eva cea veche a adus în lume moartea, Fecioara Maria a adus viața cea adevărată. Dacă prin Eva cea veche a venit în lume neascultarea, prin ascultarea Sfintei Fecioare Maria, prin acceptarea ei de a fi Maică a Mântuitorului Hristos, cerurile se deschid și are loc o teofanie, așa cum va avea loc și la botezul Domnului și la schimbarea la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Praznicul Bunei Vestiri este o sărbătoare a bucuriei. Ziua Bunei Vestiri este o zi de bucurie, este o zi în care și noi creștinii primim bucurie din bucuria Maicii Domnului, bucurie pe care ea a primit-o de la Înger direct, de la Tatăl cel Ceresc, prin lucrarea Preasfintei Treimi. Să ne ajute Dumnezeu ca această zi să fie o zi de bucurie pentru fiecare dintre noi, o zi de binevestire, a păcii, a frățietății între oameni și între popoare, și în același timp să fie un urcuș duhovnicesc al nostru către ziua Sfintei Învieri, pentru că întotdeauna această frumoasă sărbătoare cade în timpul postului celui mare. Românii ortodoxi au o evlavie deosebită pentru Maica Domnului, motiv pentru care foarte multe locașuri de cult o au ca ocrotitoare. De Buna Vestire pentru credincioșii care postesc este dezlegare la pește.